Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi ascultători, am văzut în sesiunea noastră de data trecută ce s-a întâmplat în zilele potopului. Întregul pământ a fost acoperit cu apă. Niciun suflet viu, cu excepția celor din Corabie, n-a scăpat cu viață. Este modul în care acea generație de oameni a plătit pentru ignoranța lor cu privire la ceea ce Dumnezeu le comunicase. Timp de 120 de ani, Noe, în timp ce construia Corabia, a predicat acelor oameni cu privire la păcatele lor izbăvirea pe care Dumnezeu era gata să-l ofere. Dar nimic parcă nu poate să-i scape pe acei oameni de pedeapsa iminente. Cuvântul lui Dumnezeu pe care noi l-a vestit s-a împlinit. Aș vrea să vă atrag atenția, dragi prieteni, că Dumnezeu a avut atunci 120 de ani răbdare cu acei oameni. Cu noi, Dumnezeu are răbdare încă de când Domnul Isus a murit pe cruce. Pe cruce, Domnul Iisus a adus mesajul final cu privire la răscumpărarea pe care Dumnezeu o oferă oamenilor. De aproape 2000 de ani de atunci, încoace, El are răbdare cu noi. Nu crezi, dragul meu prieten, că este timpul să iei și tu o decizie în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu? Biblia ne spune că în vremurile din urmă va fi asemenea zilelor lui Noe și continuă spunând că acei oameni se însurau, se măritau, construiau și nici nu le păsa de ceea ce spunea Noe. Nu știu cum vezi tu lucrurile, dragul meu prieten, dar mie mi se pare că nu este nicio diferență în ceea ce trăim noi acum și acele zile ale lui Noe. Oamenii construiesc, în ciuda faptului că se vorbește mult despre sărăcie, se căsătoresc, lucruri care nu sunt greșite. Numai că, la fel ca atunci, nu acordă nicio atenție mesajului pe care Dumnezeu îl transmite. Cred că mulți vor fi surprinși de ziua judecății, la fel cum a fost și atunci. Eu unul doresc ca toți cei ce ascultă acum aceste programe să aibă parte de cea mai plăcută surpriză posibilă și aceasta să fie întâlnirea cu Domnul Isus în calitate de mântuitor. Să ne întoarcem din nou la textul nostru din Geneza și vom aborda acum textul capitolului 8. Ascultați cum sună primele patru versete ale acestui capitol. Dumnezeu și-a adus aminte de Noe, de toate viețuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie, și Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ și apele s-au potolit. Izvoarele adâncului și stăvilarele cerurilor au fost închise și ploaia din cer a fost oprită. Apele au căzut de pe fața pământului, scurgându-se și împuținându-se, și după 150 de zile, apele s-au micșorat. În luna a șaptea, în ziua a a lunii, corabia s-a oprit pe munții Ararat. Iată așadar că Biblia nu relatează numai modul în care a început potopul sau desfășurarea lui, dar și modul în care se sfârșește. Mi se spune că Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Cât de minunat poate fi ca Dumnezeu să te aibă în atenția lui! Pentru că și-a adus aminte de noi, Domnul face să sufle un vânt pe pământ, până când apele se potoresc. Este ușor de înțeles că aceasta nu s-a întâmplat peste noapte. Apele au atins acel nivel de acoperire a întregului pământ în 150 de zile, și va mai fi fost nevoie de 261 de zile până când aceste ape vor fi retrase în întregime. Mi se pare mie că un asemenea interval de timp reprezintă mai mult decât un potop local, cum încearcă unii să insinueze. Dar să ne uităm din nou la textul biblic. Apele au mers căzând până în luna 10. -a. În luna 10, -a, în ziua întâi a lunii, s-au văzut vârfurile munților. După 40 de zile, Noe a deschis fereastra corăbiei pe care o făcuse. Am putea spune că acesta este finalul potopului. Observați, vă rog, ce face noi. A dat drumul unui corb, care a ieșit ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ. A dat drumul și unui porumbel ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe suprafața pământului. Mi se pare interesant ceea ce face noi aici. El trimite nu numai un corb, dar și un porumbel. Și iată ce se întâmplă cu porumbelul. Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată fața pământului. Noi a întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. A mai așteptat alte șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noi a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. A mai așteptat alte șapte zile și a dat drumul porumbelului, dar porumbelul nu s-a mai întors la el. Este aici un adevăr spiritual pe care aș dori să-l observăm, dragi ascultători. El se află chiar în această relatare despre corb și porumbel. După ce noi a petrecut peste un an de zile pe corabie, el trimite corbul să zboare în căutarea uscatului. Corbul nu se mai întoarce, nu la fel se întâmplă cu porumbelul, care se întoarce la un moment dat aducând o frunză de măslin. Nu știu de ce au rămas porumbelul și frunza de măslin ca fiind simbol al păcii de atunci încoace. Mie nu mi se pare că acesta este mesajul pe care îl poartă acest porumbel. Atunci însă când nu s-a mai întors deloc, mesajul era că apele se retrăseseră, ceea ce însemna că judecata se terminase. De acum, pacea se întorcea pe pământ. Însă omul care scăpase de potop și care acum este pregătit să iasă din corabie, este și el un fiu al lui Adam, al acelora care prin purtarea lor a trăseseră judecata lui Dumnezeu. Vom vedea în continuare că nu s-au produs modificări importante în atitudinile oamenilor de după potop. Este o mare lecție spirituală prezentă aici, lecție pe care aș vrea ca toți să o învețe. Noi este la un moment dat cu ochii după păsări. El trimite corbul în căutarea uscatului, dar corbul nu se mai întoarce. Oare ce-o fi găsit acel corb încât n-a mai vrut să vină înapoi? Pentru a afla mai bine ceea ce se întâmpla, trebuie să ne aducem aminte cu ce se hrănește corbul. De obicei, corbii se adună în jurul stârvurilor, al trupurilor moarte, chiar în descompunere fiind. Acum, cred că ne este destul de clar de ce nu s-a mai întors acest corp pe corabie. În urma potopului era o mulțime de cadavre peste tot. Și apropo, corbul face parte din păsările necurate. Porumbelul însă este o pasăre curată și apare de foarte multe ori pe paginile Bibliei. Amintiți-vă că Noe a luat în corabie atât animale curate cât și necurate. Porumbelul a fost cel care a adus înapoi informația de care avea Noe nevoie. Cred că a fost unul din acei porumbei de casă care oriunde îi duci se întorc la casa lor. La cea de-a doua întoarcere, porumbelul aduce evidența că apele încep să se retragă și că apare pământul. Dar în cea de-a treia dată, porumbelul nu se mai întoarce nici el. Acela a fost momentul în care noi a știut că judecata se sfârșise. Am mai spus pe la începutul studiului nostru în Cartea Geneza că adevărurile spirituale din această carte sunt rude apropiate cu toate celelalte adevăruri spirituale din Scriptură. Biblia ne învață că sunt două naturi care se întâlnesc în creștin. Una este veche și alta nouă. Ascultați numai ce spune Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că acum toate lucrurile s-au făcut noi. Ce este curat există la un loc cu ce este necurat. Noi, adică eu și tu, dragul meu prieten, avem și noi aceste două naturi. Domnul Isus a spus, ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Sunt cuvintele pe care el le spune lui Nicodim și pe care le găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 6. Pavel scrie și el, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în trupul meu, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Cuvintele acestea se găsesc în epistola către Romani, capitolul 7, versetul 18. Pavel vorbește aici despre lupta dintre cele două naturi. Lupta aceasta este prezentă și astăzi în viața credinciosului. Eu mă confrunt cu ea și cred că și tu, dragul meu ascultător. Corbul a plecat într-o lume judecată și găsește lucruri care pentru el constituie un ospăț. Aceasta pentru că acelea erau lucrurile pentru care trăia el. Acea imagine cu trupuri moarte, descompuse, ar fi părut dezgustătoare pentru unii, dar pentru acel corb era una de ospăț. Aceea era natura lui. Pentru el însemna îndestulare. Pot să sugerez că la fel stau lucrurile și cu natura veche. Naturii vechi plac lucrurile din lume. Este asemenea acelui corp. Nu văd nicio altă explicație pentru faptul că oamenii găsesc atâtea de făcut în loc să se îndrepte către o biserică, să se îndrepte cu inima către Dumnezeu. Televizorul, distracțiile și multe altele împiedică să-l caute pe Dumnezeu cu adevărat. Faptul că toți avem această natură veche în noi nu este o scuză pentru faptul că o lăsăm să conducă viețile noastre așa cum vrea ea. Porumbelul s-a dus într-o lume judecată, dar nu a găsit un loc unde să se odihnească, un loc unde să găsească satisfacție, așa că se întoarce la Corabie. Acest porumbel este reprezentativ pentru creștini. Creștinului adevărat, creștinului autentic, nu îi face plăcere ceea ce se găsește în această lume. El nu-și găsește plăcerea în lucrurile lumii. Creștinului se spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Noi locuim într-o lume judecată. Noi suntem în această lume, dar nu îi aparținem. Trebuie să folosim ceea ce avem în această lume, dar nu să abuzăm de aceste lucruri. Nu trebuie să ne legăm inima de ele, nu trebuie să ne îndrăgostim de această lume. Preocuparea noastră trebuie să fie aceea de a aduce mesajul iertării divine la cei ce sunt pierduți. Porumbelul a recunoscut imediat lumea în care se afla și s-a întors pe corabie. Dacă pot să spun așa, corabia era Domnul Hristos. Dă-mi voie, prieten drag, să-ți spun o întrebare de natură personală. Tu ce fel de pasăre ești? Cu care dintre cele două te identifici mai bine? Ești și tu un corb sau un porumbel? Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, ai ambele naturi. Dar, care este cea care predomină în viața ta? Care sunt lucrurile care îți fac plăcere, cele din lume sau cele care sunt ale lui Dumnezeu? Noie iese în cele din urmă din corabie. În anul 601, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele se caseră pe pământ. Noi a ridicat învelitoarea corabiei, s-a uitat și iată că fața pământului se uscase. După 261 de zile, noie iese din corabie. Aceasta înseamnă că potopul a durat de fapt 371 de zile, deci mai mult de un an cred că este o dovadă în plus că potopul a fost universal. Este clar că a fost mai mult decât umplerea unui bazin. Au fost unele descoperiri care au adus elemente noi cu privire la potop. Un cercetător, pe nume Shelley, care susține ipoteza unui potop universal, spune, citez, Cel mai izbitor exemplu în această direcție îl constituie cazul mamuților. Acești elefanți au fost găsiți conservați în nămolul tundrei siberiene și pe întreaga întindere a continentului asiatic, precum și la nord de Alaska, în Canada. Ei au fost găsiți în cirez pe cele mai înalte locuri și nu înțepeniți în mlaștini. De asemenea, nu câte unul izolat, ci în sute de exemplare. Am încheiat citatul. Cercetătorul merge mai departe și spune că există indicii clare că au murit înnecați. Dacă ar fi fost cumva blocați în acele zone, ar fi murit prin înfometare și nu prin înec. Dați-mi voie să continui cu un alt citat din mărturiile acelui cercetător. Cu cât merge cineva mai spre nord, cu atât va avea parte de aceste imagini în care oasele masive sunt amestecate cu acei colți de tigru, elani uriași, peșteri de urși și trunchiuri de copaci înrădăcinați în acel sol. Nu sunt copaci în acele regiuni, cel mai apropiat copac fiind la sute de kilometri departare. Mamutul nu ar fi putut mânca acea vegetație sfrijită care crește în regiunea respectivă numai pentru trei luni pe an. În stomacurile lor s-au găsit conuri de pin, crengi de păducel și altele. Acești mamuți au fost îngropați de vie în nămol, unde au înghețat fără a mai fi dezghețați vreodată. Niciunul nu prezintă semne de descompunere. Fildeșul de mamut a fost vândut în Anglia pentru mai mult de o mie de ani. Muzeul de istorie naturală a cumpărat un cap de mamut de la magazinul de fildeș din portul Londrei. Acest cap era foarte bine conservat, având chiar blana originală intactă. Am încheiat citatul. Dacă cineva a mai avut îndoiel cu privire la universalitatea a potopului, sper că aceste elemente să-i o fi risipit. Dar să revenim la noi. Versetele 18 și 19 Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevastă sa și cu nevestele fiilor săi. Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mișca pe pământ după soiurile lor, au ieșit din corabie. Noe, familia lui și tot ce a fost cu el, iese afară din corabie. De acum începe o nouă etapă în istoria omenirii. Dumnezeu va încheia în cele din urmă un legământ cu Noe. Vom vedea acest nou început când vom intra în următorul capitol. Este vorba de un legământ foarte important. Atunci când Dumnezeu a încheiat acest legământ cu Noe, El a încheiat cu întreaga familie umană care trăiește astăzi pe Pământ. Citim că după ieșirea din Corabie, Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a dus arderi de tot pe altar. Vedeți acum de ce a luat Noe câte șapte exemplare din animalele curate și numai două din cele necurate? El aduce acum jerfă din animalele curate. Primul lucru pe care Noi l-a făcut când a ieșit din corabie a fost să aducă o jerfă lui Dumnezeu. Această jerfă vorbește despre persoana Domnului Isus Hristos, ea a fost adusă ca o laudă pentru Dumnezeu și o recunoaștere a intervenției lui în salvarea vieților lui Noe și a familiei lui. Fără îndoială, acesta a fost un lucru care a făcut plăcerea lui Dumnezeu. De fapt, este ceea ce și citim în versetul 21. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Puteți scrie acest lucru undeva, dragii mei, pentru că el este foarte adevărat. Este foarte adevărat în ceea ce ne privește. Gândiți-vă la tinerețea dumneavoastră. N-ați avut de multe ori o imaginație rea? În societatea contemporană se poate remarca ușor rebeliunea tinerilor, și este interesantă direcția în care se îndreaptă imaginația lor. Imaginația oricărei inimi umane este rea chiar din tinerețe, și sincer fiind, nu se îmbunătățește prea mult cu scurgerea anilor. Seara trecută am vizitat pe cineva la spital și, deși erau perdele care separau paturile, am putut auzi conversația doi soți. Parcă era la un concurs de jigniri. N-am auzit niciodată asemenea profanări din partea unei ființe umane. Mai este oare îndoială cu privire la stricăciunea din inima omului? Priviți știrile, uitați-vă în jur, uitați-vă la vecini, uitați-vă în propriile familii, uitați-vă în propriile inimi. Dragii mei, inima omului este stricată. Nu sunt șanse de schimbare. Noi, oamenii, în ciuda educației cu care ne mândrim, în ciuda culturii pe care o reclamăm, în ciuda gradului înalt de civilizație pe care îl invocăm adesea, am rămas cu o inimă la fel de stricată. În ciuda programelor despre care se vorbește mai mereu astăzi, este cu neputință să aducem o schimbare radicală acestei inimi. Acestei inimi care este prinsă în mreaja păcatului. Singura modalitate prin care inima noastră poate fi schimbată este înnoirea ei prin credința în Domnul Isus Hristos. El este singurul care o poate regenera. El este singurul care poate recrea inima noastră. El este acela care vrea să facă acest lucru. Condiția este ca noi să-i o cerem. El nu intervine în forță niciodată în viața nimănui. Domnul Isus Hristos așteaptă la ușa fiecăruia cineva a pictat odată un tablou foarte frumos. Era vorba de o inimă. O inimă în care era pusă o ușă. Mai era ceva interesant. Ușa aceea n-avea un zăvor pe din afară. Zăvorul ei era pe dinăuntru. Și cred că imaginea aceasta reprezintă foarte bine ceea ce se întâmplă cu noi oamenii. În raporturile noastre cu Dumnezeu, noi nu avem o ușă pe care să o deschide Dumnezeu. Zăvorul de închidere și deschidere a ușii inimii este pe interior, este la îndemâna noastră. Noi suntem aceia care trebuie să deschidem ușa. Domnul Isus Hristos spune într-un alt loc că el stă la ușă și bate. Și dacă va auzi cineva glasul lui, dacă va deschide, Domnul va intra la el, va cina cu el, va avea părtășie cu acea persoană dragul meu ascultător, invitația ți se adresează și ție. Problema inimii este o problemă generală, este o problemă a noastră a tuturor oamenilor. Chiar dacă tu consideri că starea ta este bună, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, inima tuturor este o inimă stricată. Este o inimă care are nevoie de vindecare. Este o inimă care are nevoie de regenerare. Nu vrei să-i deschizi și tu inima ta Domnului Iisus Hristos? Dacă dorești lucrul acesta, poți să o faci foarte simplu. Poți să o faci printr-o rugăciune simplă în care să folosești propriile tale cuvinte. Dacă ți este teamă să le folosești, poți să spui după mine, Doamne Iisuse, inima mea este o inimă stricată, o inimă cuprinsă de păcat. Tu ești singurul care poți să o schimbi, tu ești singurul care poți să o vindeci, ești singurul care poți să-mi dai o inimă nouă. Și de aceea, acum deschid inima mea față de tine și te rog să vii tu unia. Te rog să vii tu cu pacea ta, cu dragostea ta și să o regenerezi, să o schimb tu și să o faci o inimă nouă, așa cum promiți tu, o inimă care să te caute pe tine, o inimă care să-și dorească să împlinească voia ta. Eu îți mulțumesc că tu vii și îți mulțumesc că tu îți împlinești cuvântul pe care l-ai spus. Dragul meu ascultător, dacă ai făcut lucrul acesta, dacă l-ai făcut în mod sincer, Dumnezeu trebuie să știi lucrul acesta, își împlinește întotdeauna promisiunile și El va veni și va locui în inima ta, va pune Duhul lui cel Sfânt acolo și inima ta va fi o inimă schimbată. Vei începe să-ți dorești să cauți mai mult cuvântul lui Dumnezeu, voia Lui. Vei avea însă parte și de conflicte. Vei descoperi că nu este ușor Însă, dacă vei sta aproape de Dumnezeu, El îți va da biruința și te va conduce în acest proces până când, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când va veni Domnul Isus, vom fi ca El. Așadar, dragul meu prieten, fi plin de